Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Primarul Neghină continuă întâlnirile cu cetățenii. Pentru că nu a mai putut trage căruța, și-a omorât calul. Semnal de alarmă tras de Salvamont Bacău, a crescut îngrijorător numărul urșilor. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, continuă seria de întâlniri cu cetățenii. Edilul șef a organizat până acum mai multe întrevederi cu oneștenii în diferite zone ale orașului. În urma acestora s-a trecut și la acțiuni concrete ce au vizat reabilitarea unor parcări sau străzi, precum și lucrările de amenajare a spațiului verde. Detalii în minutele următoare. Am văzut continua seria de întâlniri, așa cum ne-ați precizat într-o emisiune anterioară. N-ați oprit niciun moment, de fapt, întâlnirile cu cetățenii, ci le programați. Da, n-am oprit întâlnirile, așa cum am promis. Încerc să țin ritmul de unei întâlniri pe săptămână. Întâlniri care nu rămân doar la stadiul de discuții, se concretizează și în trecerea la acțiune, în rezolvarea problemei. În general, cerințele oamenilor sunt legate de locurile de parcare. Cred că este principala problemă cu care se confruntă la ora actuală Oneștiul. O întrebare vreau să vă adresez. Sunt mai multe mașini sau prea puține locuri de parcare? Că trebuie privită clar, din două sensuri. De la an la an sunt mai multe mașini. Asta nu putem nega acest lucru. Vedem și orașul cum se comportă. Da, mașinile n-au mai devenit un lux, sunt o necesitate. Adică câte două mașini și de familie. Și vrem, nu vrem. Bun, două. Cazul fericit. Dacă nu mai multe. Corect, așa este. Continuați, am zis, o serie de întâlniri cu cetățenii și nu numai că vă notați problemele, ați spus că mergeți pe rezolvarea lor, pentru că de fapt ăsta e și scopul întâlnirii, nu? Să rezolvați problemele. Da, v-am spus, după întâlniri trecem la acțiune și nu ne rezumăm doar la reabilitarea unei parcări sau unui loc de joacă. În momentul în care intrăm într-o zonă, nu ieșim până nu punem la punct cum trebuie. Am înțeles. Deci, practic, acolo vin oamenii și pun toate păsurile. Au văzut că au fost și probleme legate, de exemplu, de rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități. Chiar și în emisiune a sunat cineva și v-a contactat. Da, am mai rezolvat dintre ele între timp. Ziua Eroilor a fost sărbătorită la Dărmănești și la Moinești. Manifestarea de omagiere a eroilor la Dărmănești și Moinești a debutat în forță, au fost trase clopotele bisericilor ortodoxe, în semn de neuitare, prețuire și recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Reprezentanți ai autorităților locale, județene și naționale au răspuns prezent invitației lansate de primarul Moineștiului Valentin Vieru. Detalii în minutele următoare. Stimate autorități centrale, județene și locale, dragii noștri, cu prilejul sărbătorii minunate de astăzi, a înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la cer și pomenirea eroilor neamului nostru românesc, am să vă invit să mi acordați câteva minute pentru a da citire unui mesaj din partea arhipăstorului nostru, înalt preasfințitul Ioachim, cu prilejul zilei eroilor din această dată de 10 iunie a anului 2021. Dragi români, toate evenimentele comemorative împlinite în această zi sfântă aduc în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care au scris cu propriul sânge istoria demnității neamului românesc. Faptele de vitejie ale eroilor români și idealurile pentru care au luptat cu prețul sacrificiului suprem reprezintă patrimoniul pe care ni l-au lăsat ca testament și totodată ca motivație de a continua să ne implicăm în conservarea identității noastre naționale și promovarea valorilor care ne definesc ca națiune între celelalte națiuni ale lumii. Astăzi, în această zi de mare sărbătoare în care Ortodoxia Universală serbează înălțarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sunt pomeniți eroii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea noastră națională. Biserica îi pomenește în această sfântă zi pentru că sacrificiul lor nu a avut doar rațiuni geopolitice, ci implicații mult mai profunde.
Eroul român nu a luptat doar pentru păstrarea integrităților graniței țării, ci s-a apărat și și-a apărat valorile care i-au constituit visurile și idealurile, libertatea gândirii și frumosul vieții. A luptat cu arma în mână și gândul înălțat la Dumnezeu, apărându-și integritatea spirituală și națională. Astfel, jertfa eroilor alături de cea a martirilor și mărturisitorilor își are izvorul în jertfa lui Hristos și împreună cu Hristos în această zi a înălțării la cer și sufletele și numele lor nemuritoare sunt înălțate în lumina lui Dumnezeu spre veșnică aducerea minte. Pomenindu-i în rugăciune și reprezentându-le onorul militar, arătăm astăzi că sacrificiul lor nu va fi niciodată șters din conștiința românilor, ci va rămâne ca o icoană a națiunii înaintea căreia va arde necontenit flacăra recunoștinței noastre. Astăzi avem datoria nu doar de a comemora sacrificiul eroului român, ci de a lupta pentru păstrarea și promovarea patrimoniului material și spiritual, care este emblema ființării noastre seculare, și de a arăta că faptele noastre actuale sunt întruchiparea idealurilor pentru care ei s-au jertfit. Să nu trecem în uitare istoria acestui neam și faptele uimitoare pe care eroul român căzut la datorie le-a așezat la edificiul unei țări binecuvântate de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru păstrarea demnității naționale și să purtăm în inimă idealul pentru care au luptat eroii români. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, să ocrotească România și pe români. Hristos s-a înălțat! Preacucernici părinți, stimați oaspeți, distinși consilieri locali, dragi concetățeni, este o zi mare. Astăzi, una foarte importantă, întrucât comemorează înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos la 40 de zile de la Înviere, atunci când Fiul lui Dumnezeu a spus ucenicilor săi: iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și această zi a înălțării Domnului a fost consfințită drept ziua eroilor. Este sărbătoarea națională în care bisericile îi pomenesc pe toți eroii români care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru credință, dreptate, apărarea țării și întregirea neamului. Sunt convins că toți cei care au plecat la război au făcut-o având convingerea că familiile lor, copiilor, în primul rând, se vor simți în siguranță și, mai mult decât atât, vor avea un viitor fericit într-o țară mai bună. Patria este un termen abstract, adevărat, însă patria este suma a milioane de suflete aparținând unor oameni concreți, iar toți acești oameni vor ști să lupte pentru patria care o protejează la pieptul ei de mama a națiunii, spunea într-un discurs din Parlament Octavian Goga. Da, oamenii concreți pleacă la război, însă niciunul dintre aceștia nu se gândește că va deveni erou și va fi pomenit într-o zi de sărbătoare de către urmașii săi în fața unui monument dedicat celor care s-au jertfit pentru națiunea română, pentru întregirea țării, pentru eliberarea acesteia, pentru soțiile și copiii lor. Însă prin jertfa lor supremă, asemenea lui Iisus Hristos, ei au rămas cu noi până la sfârșitul veacurilor. Sunt parte a istoriei noastre, sunt autorii prezentului și viitorului acestei nații. Iată de ce purtăm icoana lor în sufletele noastre, iată de ce îi pomenim într-o zi sfântă împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, înălțat la ceruri. România este astăzi o țară europeană, pe deplin integrată, o națiune așezată firesc între cele care respectă valorile creștine și democrația. Sperăm din inimă că războaiele nu mai sunt posibile astăzi, că părinții și copiii noștri nu vor mai trebui să plece la luptă niciodată, că vor rămâne aici pentru a împlini și respecta sloganul municipalității noastre: promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul. În anul 1908, strămoșii noștri moineșteni inaugurau acest monument ridicat în gloria eroilor neamului. Avem o fotografie de la acel eveniment păstrată în arhiva digitală a comunității noastre. Parcul era plin cu tei de abia sădiți, verzi, înalți și foarte subțiri. Iată-ne astăzi, în același loc, mândri să continuăm o tradiție mai veche de 100 de ani, sărbătorindu-i pe eroii români și înconjurați de tei maestoși, gata să înflorească. Dragi concetățeni, stimați oaspeți, Hristos a înălțat! Și pentru că sărbătoarea noastră să fie cu adevărat minunată, iată că astăzi avem alături de noi pe unul dintre eroii care au luptat pentru eliberarea țării, domnul colonel în retragere Ion Procopie, care se apropie de 102 ani. O vârstă incredibilă, un miracol.
Domnia sa ne va vorbi despre sacrificiu și durerea de a pierde prieteni și camarazi de arme, despre hotărârea de a continua să reziști în infernul războiului, despre șansa de a supraviețui unor grele încercări. Este cu adevărat extraordinar să sărbătorim ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos și ziua eroilor neamului împreună cu unul dintre acești eroi. Acordați-i, vă rog, respectul cuvenit și aplauzele pe care le merită pe deplin. Ca de fiecare dată la Dărmănești, omagierea eroilor nu a avut loc doar la monumentul din centrul localității, ci și la monumentul eroilor de la Lapoș, din centru, de la Cremenea, dar și la cimitirul internațional al eroilor de la Valea Uzului. Mai multe în minutele următoare. Mulțumesc prea cucernicilor părinți pentru frumoasa slujbă. Mulțumesc că de fiecare dată sunteți alături de eroii noștri și spun asta pentru că am trecut și prin perioade mai grele atunci când am dorit să ne cinstim eroii noștri și unii ne spuneau că n-ar fi momentul să ne cinstim eroii și mă refer la cimitirul internațional de la Valea Uzului. Mulțumesc că dumneavoastră ați fost biserica alături de noi și peste opreliștele unora am mers și am cinstit eroii noștri. Despre eroi s-a scris foarte mult și cu siguranță se va mai scrie. Nu sunt eu în măsură să spun prea multe lucruri despre jertfa supremă făcută de eroii noștri. În schimb, foarte scurt, am să vă spun câteva lucruri despre acest monument. Știam că aici este o groapă comună. În 2016, când am ajuns primar orașului Dărmănești, acest monument nu arăta așa cum ar fi trebuit să apară. Cei care vă amintiți, era un monument degradat, iar pe frontispiciu spunea și era scris ce scrie și astăzi. Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Cu siguranță noi, cei care am trăit aceste vremuri din 2016 încoace, nu ne făcusem datoria față de eroi și atunci, împreună cu colegii din Consiliul Local, am hotărât să refacem toate monumentele de pe raza orașului Dărmănești, inclusiv acest monument. Acest monument a fost refăcut din temelii și vedeți pe frontispiciu numele eroilor dărmăneșteni. Am ținut să scriem aceste numere pentru că din discuțiile avute cu colegii din Dărmănești, cu elevii de la liceu, mulți nu știau ce eroi are Dărmăneștiul. Fiecare dintre noi, dacă ne uităm atent, ne regăsim pe acest frontispiciu. Dar ce este foarte important? Am citit în documentele vremii și am găsit că aici, unde suntem noi, era grădina unui țăran din Dărmănești, Cojocaru, care a avut 3 fii în primul război mondial și care s-au prăpădit toți în primul război mondial, fără să știe unde s-au prăpădit. Și soția lui Gheorghe Cojocaru, Maranda, aștepta să se întoarcă feciorii acasă. Sigur că omul ei era ferm convins că niciunul din cei 3 nu se va mai întoarce. Începuse bătăliile pe Valea Uzului și numărul pierderilor era din ce în ce mai mare. Au început să se strângă morții de pe aceste dealuri și n-aveau unde să-i depoziteze. Bătrânul Gheorghe Cojocaru avea acest teren pentru loc de casă celor 3 feciori. Și-a dat voie ca acele cadavre să fie depuse aici, spunând că a făcut loc de casă pentru toți copiii care s-au prăpădit în acest nemilos război. Așa a luat loc această groapă comună. Știind povestea, când am gândit acest monument, dacă vă uitați în pavaj, veți vedea semnul Sfintei Cruci. Nu că așa am vrut noi, ci pentru că poate și acolo, și mai în față, și mai în spate, sunt osemintele eroilor români. Cei care sunteți născuți un pic mai devreme știți că în 1970, în anii 70, când a început lucrările de construire a Liceului Tehnologic Dărmănești, proiectul
Sufletul era un pic mai în față. Săpând cu excavatoarele, au găsit osemintele eroilor români. O parte au fost luate și duse la Biserica Izvorul Tămăduirii, unde avem un monument înhumat acolo și avem un monument dedicat eroilor. O parte din acele oseminte. Atunci comuniștii au decis ca să mute liceul cu câțiva metri mai în spate pentru a nu deranja acest amplasament, pentru că peste tot erau osemintele eroilor români. Am regândit acest monument și mă bucur că tânăra generație are posibilitatea să afle cine au fost cei care s-au prăpădit pe aceste zone, pe aceste meleaguri, apărând glia națională, să afle că, de fapt, sunt străbunicii lor, sau străbunicii străbunicilor lor, să afle că aici, poate sub această piatră, este unul din neamul lor. Și sigur să-i cinstiți, pentru că doar așa ne arătăm recunoștința față de jertfa supremă a acestor oameni. Dacă astăzi, ferească Dumnezeu, am fi nevoiți să participăm din nou la o conflagrație cu arma în mână, mulți dintre noi ne-am ascunde pe unde am putea, pentru că nu mai avem demnitatea pe care au avut-o acei oameni. Mulți dintre noi nu mai avem niciun gram din curajul pe care l-au avut acei oameni. Mulți dintre noi ne-am vinde și am fugit care pe unde am putea ca să scăpăm de această prigoană. Iată că ei n-au făcut-o, s-au jertfit, tineri fiind, având acasă mame, soții, copii și așa mai departe. Și mulți dintre ei, săracii, nici măcar nu au avut norocul unui mormânt, unei cruci la căpătâi. Prin ceea ce facem noi astăzi, prin cinstirea eroilor, indiferent unde își dorm somnul de veci, nu facem altceva decât să le aducem o mângâiere pentru sacrificiul suprem. Încă o dată mulțumesc și înainte de a trece la următorul moment, rog colegii mei, cei care doresc, domnul deputat, vă rog cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule primar, care cu cernici părinți, stimați invitați, dragi dărmăneșteni, vă mărturisesc că atunci când am fost sunat de către domnul primar Constantin Toma și invitat să particip la această dublă sărbătoare, pe de o parte ziua Înălțării și pe de altă parte ziua Eroilor, m-am bucurat foarte mult și am ales să fiu la Dărmănești, să fiu la Moinești și să nu mă duc la Bacău, acolo unde și locuiesc. Pentru că vin aici ori de câte ori sunt invitat și mă simt cu adevărat un prieten al locului. Și îi mulțumesc încă o dată pe această cale domnului primar, care mă invită și la sărbători și când avem nevoie să ne consultăm și când avem de făcut proiecte împreună și așa mai departe. Mai departe însă, într-un moment cu atâta încărcătură emoțională, pentru că ne aflăm pe mormântul unor eroi, unor ostași căzuți, și ne aflăm în fața unui monument pe care atât de frumos scrie, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Și este adevărat, trăim astăzi într-o țară modernă, trăim într-o țară democratică, trăim într-un stat unitar, național, pentru că acești oameni au ales și n-au fost obligați să-și dea viața, și acesta este un sacrificiu suprem pentru noi, pentru ca generațiile următoare să poată să trăiască într-o țară pe care ei doar o visau. Motiv pentru care urez în primul rând tinerii generații și mă bucur să văd atât de mulți copii la această sărbătoare, le urez exact ceea ce am citit mai devreme de pe acest frumos monument și vă spun, Hristos s-a înălțat pe de o parte și Dumnezeu să ierte pe toți eroii noștri. Vă mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc, domnule deputat. Mă bucur că sunteți alături de noi și sper, în sprijinul echipei atât guvernamentale cât și parlamentare, pentru proiectele pe care le derulăm la Dărmănești. Din partea instituției prefectului, îl rog pe domnul subprefect Narcis Gitaru să vină alături de noi și să ne spună.
Hristos a înălțat. Mi-am notat câteva cuvinte ca să nu mă bâlbie, ci am emoții lângă domnul primar. Este o mare bucurie ca atât eu și cât doamna subprefectă Dorița Lungu să fim alături de dumneavoastră astăzi într-un astfel de moment solemn în care ne ducem cu inima la eroii neamului nostru și cu gândul la Dumnezeu. Astăzi, de înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, românii îi sărbătoresc pe cei care și-au dat viața, pentru ca tot ceea ce înseamnă neam, țară, limbă și tot ceea ce ține de ființa noastră umană să existe. Ei au făcut ca prin jertfa lor, ca noi să avem o țară pe care mulți au invidiat-o. Ei au făcut posibil ca moștenirea culturală și istorică a neamului nostru să nu se piardă, ci să se transmită într-un șuvoi neîntrerupt de simțiri, gânduri și fapte, prin credință, limbă și felul nostru de a fi. Biserica, fie că vorbim de tradiția ortodoxă sau romano-catolică, a propovăduit dintotdeauna învățătura despre continuitatea vieții de dincolo de moarte. Este o credință care a fost și a eroilor noștri care și-au dat viața în teatrele de război. Prin urmare, să înălțăm fiecare, de fiecare dată, o jertfă, dacă ne vine în minte, o rugăciune pentru sufletele lor și să facem cunoscut copiilor noștri faptele lor plăditoare de suflete și de neam. Aș vrea să confirm ce a spus și domnul primar legat de acest monument, în urmă cu 20 de ani, făceam naveta la Comănești, Dărmănești, pentru că am fost elev al acestui liceu. Și știu pentru ce monument am trecut atunci. Astăzi, cu adevărat, domnul primar, împreună cu Consiliul Local și cu toți cei cu care faceți dumneavoastră echipă, demonstrați că oferiți ceea ce e nevoie pentru toți eroii decedați pe aceste meleaguri. Respect, în primul rând respect, și de fiecare dată slujbe de pomenit, pentru că e nevoie de rugăciune. Din partea instituției prefectului, atât eu cât și doamna subprefect, vă mulțumim pentru invitație și încă o dată, Hristos a înălțat. Salvamont Bacău trage un semnal de alarmă iubitorilor de drumeții la riscul la care se expun, dat fiind faptul că tot mai mulți urși au fost semnalați în zonă. Ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că nu se mai sperie de prezența omului, ci dimpotrivă, pare că o caută. Mai multe exemplare au fost semnalate în zone în care nu au existat vreodată urși, precum în zona Galați. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile prin care se semnalează prezența urșilor în apropierea localităților sau chiar pe potecile turistice. Pentru a evita întâlnirea și eventual atacul ursului brun, se recomandă că atunci când parcurgeți trasee turistice, să vă semnalați prezența vorbind pentru ca animalul să nu fie luat prin surprindere și să vă poată evita. Se interzice cu desăvârșire hrănirea ursului sau apropierea de acesta pentru fotografii sau din alte motive. Salvatorii montani au în dotare spray-uri cu piper și recomandăm turiștilor să țină la îndemână preventiv un spray cu piper special dimensionat pentru un urs. Dacă până acum era obișnuință prezența urșilor în munții Nemira, pe lângă Slănic Moldova, mai nou se semnalează frecvent prezența acestora și în alte zone. Avem imagini din munții Berzunțului, zona lacului Tarnița, ni se arată în comunicatul transmis. Au profitat de pandemie și au încasat ilegal 340.000 de lei. Acum sunt cercetați de poliție. În cursul zilei de marți, 15 iunie, polițiștii băcăuani au efectuat 5 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de falsuri în înscrisuri. O persoană au fost aduse pentru audier la sediul poliției. La data de 15 iunie, polițiștii de investigare a criminalității economice de ordine publică și polițiști criminaliști au efectuat pe raza municipiului Bacău 5 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de infracțiune de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Din cercetări a rezultat că o persoană cu vârste cuprinse între 29 și 54 de ani ar fi indus în eroare Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău și ar fi încasat lunar în cursul anului 2020 indemnizații de sprijin acordate de la bugetul de stat în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 în baza unor contracte încheiate în temeiul legii drepturilor de autor cu două societăți comerciale despre care există suspiciunea că ar fi fost false. Prin
activitățile ilegale desfășurate de bănuiți s-ar fi adus un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de aproximativ 340.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au identificat mijloace materiale de probă. O persoană a fost condusă la sediul poliției, unde au fost audiate. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale a celor în cauză și aplicarea măsurilor legale în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat. Pare desprins dintr-un film horror ce a putut să facă din cauza greutății calului care nu a mai putut trage la căruță. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat vineri 11 iunie, când polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, au fost sesizați de către un bărbat din comuna Odopești cu privire la faptul că un localnic de 53 de ani ar fi omorât un cal în șanțul de lângă drumul comunal. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în dimineața zilei de 11 iunie, un bărbat de 33 de ani din Odobești ar fi împrumutat de la un localnic un atelaj hipotractat de un cal pentru a deplasa la o moară din comună. La un moment dat, calul nu ar mai fi putut să tragă la căruță și ar fi căzut într-un șanț de pe marginea drumului comunal. Bărbatul ar fi lovit calul cu biciul pentru a se ridica, însă văzând că nu reușește, ar fi solicitat chiar sprijinul proprietarului animalelui. După mai multe încercări de a ridica animalul de jos în exercitare de lovituri asupra acestuia, proprietarul calului ar fi omorât animalul. La data de 14 iunie, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor doi bărbați de 33 și 53 de ani bănuiți de comiterea infracțiunii de rănire sau schingiuire animalelor și uciderea lor cu intenție fără drept. Joi 17 iunie, vremea se menține în continuare caldă, maxima zilei ajunge până la valori de 22, chiar 23 de grade Celsius. Posibil să mai avem parte de ploi cu descărcări electrice, iar minima pe timpul nopții nu scade sub 16 grade Celsius. Vineri 18 iunie va fi cald, vom avea o maximă de 23, chiar până la 24 de grade Celsius, vom avea însă și averse de ploaie, minima pe timpul nopții nu scade sub 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile, nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kid.